Și vă spunem un... Nu. Cum să zicem? Jason, uite aici la telefon! Jason! Jason! Ia! Uite aici, mă! Ia! Ia, mă! Jason! Jason, uite la telefon să salutăm poporul! Bici! Și bine ați venit la un nou vlog! Astăzi începem vlogul cu nunta lui Florin și Romina! Și ne aflăm în locația unde se va desfășura evenimentul. Foarte frumos aici. Jason, ce părere ai? Spune ceva. E septembrie deja, dar e foarte cald și sperăm că și la nuntă va fi un timp atât de frumos ca și astăzi. Jason, cum face Spartacus? Am ajuns la momentul planului pentru nuntă. Nu știm cum se va împărți încă datorită COVID-ului care a venit în acest an. Aici mireasa. Jason! Mirele mic! Jason! O să-l că umplăm picioare la nuntă la ei. De-aia s-o mână nunta. Deci, Florin, ai emoții? Foarte. Ce fain este atunci o să-ți faci la garaj, aia și aici la casă. Pare scump. Hai! Hai fugă! Hai! Pepita! Hai că nu știu. Nu știu ce plângere. Te-ai prins, așa e? Da, e bun! Eu, uite! Cu mare drag. Cu mare, mare drag. Ce eveniment e aici, mă? Da, foarte comic. Ce ai zis? Ce ai zis? Înainte să ce? Bă, 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 uite-te la Jason, ce studiază aici, fratele. Uite-te cum sunt, bă. Bă, nu-i clar, bă. Bă, ce sunt, bă? Bă, nu-i clar, bă. Jason! Ce iubile, ce ești și-o mic? Și ești fericit și tu? Alo, alo, da, alo, cine e? Aveni, dar știu de când ești din casă. Mă duc eu, mă, ia. Ia, fă, ia, uite. Da, așa de ce pare că nu mă duc la pe doară. Da, așa de ce pare că nu mă duc la pe doară. Deci, faceți poze cu băieții. În casă, serios, să mă duc. Pe mălea. Ești ea din... Oribil! Da, bun! Grupați-vă de o poză, că noi trebuie să plecăm, băieții! Dar nu fac poză! Da, o să respire viitoarea mea! Băieții au aici activitate. Ne pornim cu ATV-urile. Să avem și noi o drumeție. Aici, Bogdan, ce părere ai despre această activitate? Bă, nu știu să zic. Să vedem. Nu vreau să fiu. Crezi că o să apare în vlog, că să faci un vlog special cu treaba asta. Bă, e bestial. No, așa, de zice de bine. Ok. Marcus. Uite aici. Îi mai trea mustața lui Hitler, bă, și... Hai, bus. Să venim și vă arătă prima oră. Ah, ok. Să vedem instrucțiunile. Eu știu, hai să-ți arăt eu. Da, depinde cum o să... Aici am miresuca cu nașele. Kaylin a vrut să participe la baby shower, la bridal shower, așa, așa în burtică. Cam iarăși ne-o surprins cu decorul. Nu mi-e place.
Deci urmează să vină băieții să devoreze ce-a rămas. Îl avem în spate pe Pitbull, care e foarte agitat. Ar accelera, dar nu poate. Aici, Michael Schumacher. Schumacher. Bă, dar nu așa, bă. Schumacher. Let's get. Așa. Schumacher cu cască de miner. Te-ai făcut stupul. Și ce periculos traseu, poate, extraordinar. Deci, domnule, este extraordinar. Deci, așa ceva. Haide, viața mea. Și Pitbull se pare că... S-a stricat Pitbull-ul. Nu cred că nu pare bună. S-a stricat Pitbull-ul. Aici mirele. Pitbull-ul s-o pune pe sport. Bine, Pitbull! Noi și-am făcut un selfie. Hai, du-te înainte! Intrăm în zona... E, canalul Dună rămân Marea Neagră. Ai, 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 ai. Oi, 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 oi. Bă, deci cum am, frații mei, deci cum am trecut extraordinar. Deci am crezut că ne blocăm. A fost incredibil. Ai, ai, bă, dar ce urmează. Dar, vai, bă, ia le pe ăsta, mă. Noi filmează tu, am eu, că... Din ce numai nu ne-ți face cărți? Bă, boss, ce ce? Nu ne stropim, bă! Prin noroie și cu cute Bă, ți-a scăpat telefonul în baltă! Extraordinar acest traseu! Bă, da, vezi că avem și pământ uscat în genere. Trebuie să ne rămâne neapărat prin baltă. Da, la, trebuie să-l spălăm la ochi. Capul jos! Capul la cutie! Băi, dacă ne potmolim, tu te dai jos în pinci. Să iei de bine! Concentrație maximă. Și aici avem tot grupul. Ce te faci aici? Prezent. Bă, da, tu te cam riști cât te faci pe aici, cât vezi grăba telefonul ăsta. Da. De accelerație, boss, de accelerație. Să mă trupi în față, Galadin! Mai stai, nu te băga pe ei, că ne stropesc pe ei. Nu te băga pe ei, boss, cam unii udă. Am ajuns în vârful cel mai înalt din România. Din păcate am. Nu știm numele, știm doar că e foarte înalt. Vedeți acolo. Munții ceilalți. Un râu foarte mare acolo jos. Cum e, băieții? V-ați testat adrenalina? Foarte fain. Păi, dar ce te sperii, ce dai în spate? Noi nu știu, zic, da, uite, nu știu, bă, nu știu la nuntă. Tăți au mie că când ajunge camera în fața lor. Dar fii, bă, au venit cu atâtea camere, n-am știut în care să mă uit. 7 camere. Da, cum e, Florneal? 2, 3, 4, 5. Suntem pregătiți. Ultima săptămână în care ești... Prietene, trebuie să zic ceva. Tânăr, singur. Ești dezlegat. Pitbull-ul deja face planuri, vrea să facă ce o pensiune, în caz că vreți să-l contactați. Pitbull-ul își bate țărul. Pregătește. Acum negociază terenul. Da, mă, da.
Vine proiectantul acum. Helicopterul și atelierul. Superbă locația. Bă, îți faci pe casă, atelierul. Nu deranjezi pe nimeni. Deci bă, Florinel, hai să-ți arăt ceva. Deci Bogdan, ce sfaturi îi dai la Florinel? Vreau să-ți dau un sfat. Păi nu, dacă ții cont, bine, dacă nu, nu. Deci, dar fiecare pe rând după aia, nu? Rând, da. Eu în locul tău aș lua un ATV și ia pe aici drept. Cât mere, m-aș duce față. Dacă și aia și mai bine ar fi, crede-mă. Dar tu faci cum vrei. Hai Marcus, dă un sfat. Să fac asta. Hai bă Marcus, dă un sfat. Bă. Pentru că, știu, bă, stai să zic bă ceva, bă. Nu o să fac asta pentru că știu că Romina e ce trebuie. Marcus nu e de acord. El a zis să meargă fără ATV, că zic că ATV-ul și costă bani să plătească. Nu te incrimina singur. Eu nu, zi ceva, transmite. Zi un sfat așa înainte de nuntă. Eu aprob ce zice el. Pitbull! Eu stai fericit, bă, nu? Eu aprob ce zice Florinel. Aaaa! Se vede pe primul. Bă, eu m-am arătat încolo! Uitați-vă la Pitbull cât e sincer, se vede în privirea lui. Asta tu să pozeze. Ce au zis mai înainte? Bă, modelul. Mi-aș lua TV, dar nu mă lasă nevasta. Mă, bun. Ce-ai pupat acolo, Jason? Ce-ai pupat? Ha? L-ați deranjat. Din cauza că-l filmez, uite la el. Păi voi, eu n-am de mine. Hai că le duc astea. Cine e aici acolo, Dios? Da, du-te la mami, du-te, du-te la mami. Am filmat când mi se termină bateria la telefon. Dar însă eu un cadru și cu mine totuși, ce zici, Lumina, nu? Nu merit și eu un cadru, a? Doamne, să te binecuvinteză. Și pe voi. Și pentru vlog. Exact. Mersi mult. Excursia se termină aici. Slavă Domnului, totul a decurs bine. După cum puteți vedea, fetele doar așa știu să se distreze, nimic mai mult. Cum am început jocul ăsta. Da. Nici nu știu ce culoare politică au. Noi suntem verde. Ah, deci Partidul Verde. Avem alt joc pregătit, dar... Da. Și haideți să vă arăt unde e distracția adevărată. Aici e distracția. Aici continuă mâncarea. Hai, așa ca la anunț, bă, știi când vine ăsta. Nu, da, ce, să ne oprim? Stai, 2, 3, vin. Asta pune pe lângă. Deci, distracția adevărată. Continuăm vlogul nostru. În căutarea costumului de mire.